Frații mei, vedeți un eveniment care se întâmplă chiar în timp ce noi vorbim. Avem o captură cu misiunea de supraveghere aeriană, atenție, efectuată de un avion american care execută misiuni de monitorizare NATO pe teritoriul României, pe tot flancul estic și în special în bazinul Mării Negre. Coordonatele avionului EP-3, care este un avion de supraveghere cu, aș spune, o experiență militară foarte bogată. Uitați-vă, doamnelor și domnilor, de cele mai multe ori aceste avioane monitorizează bazinul Mării Negre și concentrarea de nave ale flotei ruse la Marea Neagră, în zona Sevastopol, în zona Crimeei, cele care pot lovi teritoriul Ucrainei. Și transmit Ucrainei mobilizările de forțe în așa fel încât să se poată apăra. De data aceasta, avionul american, avionul NATO, a efectuat zboruri intense. Puteți să focalizați un pic aici, vă rog. Sau pe ecran, exact așa. A efectuat zboruri intense de monitorizare și de supraveghere exact în apropierea portului Ismail, unde sunt loviturile rusești aproape în fiecare noapte. Supravegherea aceasta intensă arată interesul constant, efortul pe care NATO îl face și nu în ultimul rând, faptul că informațiile culese din această zonă sunt transmise ucrainienilor, eforturile acestea sunt comune cu ale României. Din aceste avioane de supraveghere, din aceste drone, se culeg toate informațiile în legătură cu amenințările, în primul rând, cele strategice, loviturile cu rachete de croazieră pe care Rusia le efectuează și multe alte amenințări. Problema este că aceste avioane de supraveghere și alte sisteme militare nu pot monitoriza dronele acestea atât de mici și, din păcate, eficiente, care lovesc porturile Ismail și Ren. Aceste avioane încearcă să determine, în primul rând, de unde sunt lansate dronele. Ele sunt lansate de pe teritoriul Rusiei. Traversează o distanță foarte mare ca să lovească Ucraina. Esențial este să poată monitoriza traseul acestor drone în așa fel încât să transmită informații ucrainienilor ca ei să se apere. Culegerea de informații în spațiul aerian e o misiune foarte complicată. Domnule general Mândrescu, când vedem efortul pe care îl face acest avion NATO în delta Dunării și în zona Ismail, știam și vedeam, am analizat sute de astfel de imagini cu avioanele acestea și cu dronele care monitorizau la sute de kilometri distanță în bazinul Mării Negre. Avionul respectiv este de cercetare radioelectronică, el cercetează de emisiunile radioelectronice, adică el descoperă radiolocația, nu face radiolocații. Deci cercetare în scopul descoperirii mijloacelor electronice, amprentei mijloacelor radioelectronice. Pentru că mijloacele radioelectronice sunt mijloace de comunicații, de transmisiuni, sunt mijloace radiolocație și în funcție de caracteristici, tipul, puterea semnalului, distanța de unde vine prin triangulație, de asta și vedem toată acea zonă, deci o zonă de patrulare, o zonă de serviciu și... Haideți lângă mine, domnule general, pentru care, că... În momentul în care să spunem că avem o emisiune, spunem undeva aici, de exemplu. Și dacă o interceptez în acest loc, unde este avionul, am un relevment, am un azimut. În momentul în care misiunea continuă, o interceptez din partea asta și un azimut, înseamnă că se duce nu știu unde sigur. Deci este o direcție care este comparată cu direcția nordului magnetic, care se duce la infinit cumva. Îmi trebuie alte două și în momentul în care mă plimb puțin și locul de emisie rămâne la fel, am un alt azimut. Și avem deja o intersecție de două, o intersecție de trei direcții, da? Și astfel încât pot să determin locul de unde se emite. Distanța de la linia de contact până la acel loc. În funcție de tipul de emisiune. Cum se lucrează electronic. În condițiile în care îmi dau seama de putere. Pentru că în momentul în care văd distanța și simt, văd tehnica mea, descoperă care este puterea în locul de recepție și în memoria calculatorului, că totul este acum automatizat și calculatorul este peste tot, îmi dau seama care este tipul de echipament și automat la ce eșalon se găsește acel tip de echipament și spun, aici este un punct de comandă, un centru de comunicații al unui punct de comandă de batalion, un centru de comunicații al unui punct de comandă de brigadă, un centru de comunicații al unei nave de nu știu ce capacitate. Deci,
prin analiza de acestor semnale radioelectronice, îmi dau seama de multe, de multe elemente care mă vor ajuta să fac ce? La urma urmelor, în momentul în care coroborez această analiză cu altă analiză, să am ceea ce numim noi imaginea recunoscută, imaginea reală a câmpului de luptă, a zonei, nu neapărat câmp de luptă, a zonei pe care o supraveghez. Putem să presupunem, domnule general, că acest avion american care efectuează al marinei americane care efectuează misiuni NATO pe teritoriul României, transmițând datele ucrainienilor, ucrainienii pot determina locul din care se lansează dronele asupra teritoriului Ucrainei? Nu aș spune și nu știu dacă transmit direct ucrainilor. Este evident că transmit punctele de comandă de la sol, punctelor de interpretare de la sol, iar datele de acolo sunt răspândite în conformitate cu cerința operațională, cerințele, ordinele politice, elementele de coordonare. Deci, echipajul comunică la sol toate datele analizate, acolo se iau deciziile ce se trimite și unde se trimite NATO, în funcție de... NATO sprijină misiunile Ucrainei de apărare a teritoriului și de eliberare de invazia rusească. Evident. Evident. Dar eu am spus că nu am convingerea că direct din avionul acesta pleacă misiunile acolo. Informațiile. Dar înseamnă, acele informații, evident că vor ajunge și la partenerii ucraineni, pentru că, din nou, cred că este evident că există o cooperare între, astfel, între NATO, elemente NATO, comandamente NATO și ucraineni, astfel încât să ajutăm lupta de apărare și de eliberare a poporului.